Apoi am dat drum. Salutare oameni buni și salutare oameni buni și bine v-am găsit la episodul al cincilea din tactici de șah pe care trebuie să le știi. Acele clipuri utile și interesante ca un TikTok în care un american îi pune mâna pe cur sorsa. În clipul de azi vorbim despre eliminarea apărătorului. Vom învăța cum să dobândim avantaj de material în momentul în care îndepărtăm o piesă ce apără o altă piesă pe care vrem să o capturăm inițial. Ai înțeles? Da, hai că vedem acum. Eliminarea apărătorului, dacă vrei să-ți dau și o referință de box în măsura în care se uită Smart 2 la clipurile astea, e atunci când ții garda, atât pe față cât și pe, nu știu, abdomen sau ceva de genul, și îți primești un pumn la coaste. În momentul în care tu ți-ai primit un pumn la coaste, te preocupă durerea de coaste. Încerci să faci cumva ceva, o chestie. E, în momentul ăla, adversarul îți dă la față. Asta se întâmplă și aici. Îți propui să ataci o piesă, da? Dar e apărată de o altă piesă. Ce faci? Îndepărtezi piesa ce o apără. Ca apoi adversarul să aibă grijă să rezolve conturile acolo. Ce înseamnă să-și rezolve conturile? De cele mai multe ori, apărătorul, să zicem că e un cal. Da? Tu când i-ai luat calul cu un nebun, să zic, adversarul e preocupat să-ți ia nebunul ăla, ca să fie la egalitate. E, în momentul ăla, tu ai luat o altă piesă, ce o apăra calul. Hai să-ți arăt exemplul ăsta. Aici pare foarte tentant pentru dama de negru să ia nebunul ăsta. Dar de ce nu poți să facă chestia asta? Dacă ar lua nebunul ăsta, ar fi o gafă imensă, pentru că e apărată de calul ăsta. Da? Așa că ce fac? Elimin apărătorul. Care apărător? Calul. Cum? Cu nebunul ăsta. I-am luat nebunul ăsta. I-am luat calul cu nebunul ăsta. Adversarul ce va face? În mod normal și logic ar trebui să-ți ia nebunul ăsta, ca să fie la egalitate. Și în secunda 2 noi ce facem? Păi o să luăm nebun. Da? Deci, în consecință, o să facem asta. Și am câștigat 3 puncte de avantaj, da? Avem 3 puncte față adversarului. Ce avem aici? Suntem cu albele, da? Nu știu cât e. Nu știu cât e elimin apărător aici, cât e deflection, deviere. Ce vreau să zic? La prima vedere mi-aș propune să iau dama asta, cu dama mea, da? Dar ce nu mă lasă să iau dama? Păi nu mă lasă turnul ăsta de aici. Și mă gândesc cumva să-l deviez. Dacă ar fi să elimin apărătorul, aș putea cumva să-l iau turnul ăsta, dar nu am cu ce să iau turnul ăsta. M-am gândit să vin eu cu turnul aici, să-i dau un șah regelui. Iar cea mai bună mutare pentru rege, și mă rog, mutare forțată, că nu are altundeva unde să se ducă de aici, de aici. Da? Nu are unde să se ducă. Va trebui să-mi ia cu turnul ăsta. Turnul lui va fi aici și apoi eu pot să vin cu dama aici. Și nu mai e apărat de nimic. Și am o damă în plus. La asta mă gândesc că ar fi. Da. Deci aici nu a fost neapărat nu a fost neapărat eliminarea apărătorului, cât a fost deviere. Da? Cred că diferența dintre cele două e când elimini apărătorul, pur și simplu îl capturezi și la rândul lui el e prea ocupat ca să-ți ia piesa cu care ai capturat piesa ce apăra, piesa ce... apărătorul în principiu. Iar devierea mai mult deplasezi o piesă din câmpul de apărare de acolo. Da, aveam turnul ăsta aici și l-am dus într-o altă parte. În principiu turnul ăla nu mai apăra în momentul ăla. Și am putut să-mi fac mendrele și am putut să iau damă. Hai să vedem ce mai avem. În principiu trebuie să mă uit să văd ce mi-ar plăcea mie să capturez aici. Da? Ce mi-ar plăcea mie să capturez. Păi uite, momentul ăsta ar fi foarte interesant să iau dama asta. Pardon, dama asta. E destul de aproape de regele meu, ar putea prezenta un dezavantaj pe viitor. Ca să nu mai zic că adversarul e în avantaj de puncte. Amândoi avem o damă, da? Amândoi avem un turn. Amândoi avem câte patru pioni. Numai că adversarul are un turn și eu am doar un cal. Și vreau avantaj, neapărat. Așa că ce avantaj trebuie să fac eu? Acum nu are sens să mă uit după maturi sau ceva, pentru că nu am, în principiu.
Așa că cel mai mare avantaj pe care aș putea să-l am acum e să iau dama asta. Dar de ce nu pot să iau dama asta? Păi e turnul ăsta de aici. Dacă e turnul ăsta de aici, înseamnă că trebuie să îl îndepărtez. Aici cred că din nou este deviere, nu este eliminarea apărătorului, că nu-l capturez. Cum deviez asta? Păi dau un șah forțat. Cu ce? Cu turnul ăsta. Lasă, mă gândeam. Dacă îi dau un șah forțat aici cu turnul, el o să vină din nou cu turnul ăsta și eu pot să iau dama liniștit. Pot să iau dama aici. Da? Deci dacă vin cu turnul aici, l-am deviat, da? Și eu iau dama. Aia a fost. Aici suntem cu albele. Din nou. Aș vrea să iau dama asta totuși. Dar ce mă deranjează? Păi mă deranjează regele ăsta de negru. Pentru că dacă iau dama acum, nu fac decât un schimb de dame. Nu am niciun avantaj, da? Și după cum vezi, iar nu merită să fac niciun schimb de dame, pentru că adversarul are două turnuri. Eu am doar unul. Și am și un nebun, dar e irrelevant. Hai, și mi-am un pion în plus. Da? El are doar trei. Da, hai să zic așa. El are un turn în plus. Da? Și eu am doar un pion în plus. Și nu e mai... A, și eventual am nebunul, dar nu e iar în avantaj deloc. Da? Așa că trebuie neapărat să iau dama asta cumva. Sau mă rog, să capturez o piesă. Dar cred că pot să capturez dama. Cum? Trebuie să-i distrag atenția regelui. Cum îi distrag atenția regelui? Decât pentru un șah. Așa că cred că o să sacrific turnul ăsta de aici. Îi dau un șah forțat. Regele o să se ducă aici. Și eu pot să iau liniște dama. Cred că asta ar fi. Da? Deci ca eu să capturez dama asta, trebuie să distrag regele ăsta. Regele ăsta nu mai vreau să mai fie aici. Regele n-aș vrea să fie nici aici. Da? Dar de asta dau șah aici. Dând șah aici, regele n-are cum să se ducă aici. Dacă regele are ce căuta aici, eu iar din nou nu pot să iau dama, că o să-mi o captureze din nou. Da? Deci trebuie să plece din câmpul ăsta, regele, și din ăsta. Aceste două câmpuri ce apără dama asta de aici. Așa că trebuie să se ducă regele în altă parte. Așa că o să vin cu turnul aici. Regele a capturat turnul și acum e liniștit, pot să capturez dama. Și de aici mi-e mult mai ușor cu o damă, chiar și el cu două turnuri, mi-e mult mai ușor să câștig un avantaj, da? Am și nebunul ăsta, pot să mă joc foarte mult, da? Ba chiar pot să-i dau un șah aici în viitor și el eventual să se ducă cu regele în altă parte, aș putea câștiga un turn la un moment dat. Sunt opțiuni. Opțiuni există o grămadă. Eu n-am altă treabă. E 9 dimineața, eu n-am altceva de făcut decât să tot filmez clipuri de astea pentru voi. Ok. Cred că aș avea o idee aici. E foarte tentant să promovez cu asta, cu pionul ăsta, da? Însă câmpul ăsta de 1 e apărat atât de cal cât și de dam. Și e apărat cumva în același timp indirect și de... Direct, direct, nu e indirect. De turnul meu din D8. Numai că nu o să-mi iasă schema asta. Eu dacă o să mă duc cu pionul în față, pot să-l fac orice. El o să-mi ia aici. Eu aș putea să iau cu turnul și el o să-mi ia cu dama. Și atunci o să fie într-un avantaj teribil. El o să aibă damă în plus, eu o să am doar un turn. Și trei pioni, el are cinci. Deci e gafă dacă aș duce pionul în față. Ce o să fac întâi? Păi elimin apărătorul. Care apărător? Unul dintre ele. Unul dintre ei. Sunt doi apărători, calul și dama. Dama nu pot să o îndepărtez acum, nu prea am cu ce să o îndepărtez. Dacă o să vin cu turnul aici, o să-mi o ia. Dacă o să vin cu turnul aici, o să-mi ia tura. Da? Așa că singurul apărător pe care pot să-l elimin acum este calul. El eventual o să ia cu pionul. O să duc pionul în sus. O să-l fac damă sau orice. Nu contează, pentru că o să-mi ia cu dama lui. Și atunci o să pot să vin cu turnul aici.
O să pot să vin liniștit cu turn aici. Și eu o să am un turn în final și 3 pioni și el o să aibă doar 5 pioni. Și e mult mai ușor să culegi pionii cu un turn. Da? În meciul de final e foarte ușor să culegi pionii cu un turn. E floare la urechi. Atâta timp cât ești atent și nu faci gafe tâmpite. Deci lasă mă gândesc una dată. Elimin apărătorul ăsta. Elimin calul. Bun. Acum ce fac? O duc cu pionul ăsta în sus ca să elimin și apărătorul ăsta. Cumva e o mutare forțată pe care o să fac apărătorul. Da. Albul. Nu are altceva de făcut decât să-mi captureze pionul ăsta. Da? Îl fac dam. Iar eu acum, mutarea cea mai bună este clar să iau ăsta. Da? Dacă mă duceam oriunde altundeva cu turnul ăsta. Mă rog, aproape oriunde altundeva. De fapt, nu aveam. Oricum, foarte mare atenție, zicem că nu ar fi fost turn aici. Dama putea veni foarte lejer aici, într-un mat. Aici off topic despre ce vorbim de acum. Mare atenție la ultimul rând. Îți poți lua mat pe ultimul rând fără să-ți dai seama. Dacă nu îi lași un pic de aer regelui. Ai pus regele aici, l-ai dus tu, ai făcut rocade, ai făcut tu ce ai știut, dar nu i-ai dat un pic de aer regelui. Când ai o mutare, cât de cât, când, nu știu, când nu sunt mutări chiar forțate sau când nu primești șahuri sau, nu știu, când efectiv simți că ai o gură de aer în meci, scoate un pion în față. Scoate un pic un pion în față, dă o gură de aer regele, pentru că dacă vine și te prinde pe ultimul rând, s-a dus. Da? Cea mai importantă piesă e regele, nu e dama, nu e turnul, nu e nimic. Regele e cea mai importantă piesă. Trebuie să ții foarte mult de siguranța ei. Da? Bun. Asta a fost. O să ne oprim aici. Azi că seria o să fie cât de cât scurtă. Cam asta a fost. În momentul în care vrei să ataci cumva o piesă și simți că e apărată de alta, vezi dacă poți să elimini apărătorul ăla ca să poți să capturezi liniștit piesa cealaltă. Și astfel ești în avantaj de puncte, da? Ești în avantaj de material. Asta a fost mai bun. Sper să vă fie util. Baftă în tot ce faceți. Ne vedem data viitoare. Ciao!